Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Pepe și Yasmin Odi s-au căsătorit în secret, iar evenimentul a avut loc înainte ca ei să devină părinți. Anunțul a fost făcut de fratele artistului, Gianni Pascu, chiar în ziua aniversării lui Pepe, sunt căsătoriți de mult. Înainte de Paște s-au căsătorit. Să fie fericiți, să le dea Dumnezeu tot binele din lume, a fost un eveniment restrâns, maximum 40 de persoane. Pepe a știut să-și facă lecțiile fără tamtam. Petrecerea a avut loc într-un restaurant din capitală. Foarte intim, îi mulțumesc patronului pentru felul în care ne-a primit și pentru că a fost discret, la fel ca noi. De ziua lui, îi urez să rămână așa cum e, să-i trăiască toate cele trei fete de aur, diamantele lui, și să-i trăiască și să fie mândru de băiatul lui. Este cel mai frumos cadou, Pepe are un suflet de aur. Dacă toată lumea ar avea un suflet ca al lui, nu ar mai exista războaie. Pepe nu cred că a dezamăgit pe cineva. Merită tot binele din lume, sunt fericiți. Au o familie frumoasă. Îi iubesc și când dorm. Noi, frații, nu putem trăi unul fără celălalt, a declarat Gianni Pascu, fratele lui Pepe. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.